Plățile la schema de ajutor pentru industria Horeca vor începe din 14 decembrie, a anunțat miercuri ministrul antreprenoriatului și turismului Constantin Daniel Cadariu. Sprijinul constă în 20% din diferența de cifra de afaceri pentru anul 2020 comparativ cu anul 2019. Ministrul antreprenoriatului și turismului a precizat că pentru schemă s-au înscris peste 10.000 de solicitanți, din care au fost admiși aproape 8.300 de agenți economici, iar de la circa 8.100 au venit contractele semnate. În sumate, cele 8.300 de dosare acceptate nu depășesc bugetul alocat de 2,5 miliarde de lei, așa că ajutoarele vor fi plătite în proporție de 100%. În bugetul ministerului este în acest moment 1 miliard de lei, ceea ce înseamnă că se vor face plățile în cursul lunii decembrie. Diferența este prevăzută în bugetul pentru anul viitor ca să se poată finaliza plățile, a spus ministrul.